10 de familii din satul Mare riscă să rămână fără case. Pământul a luat-o la vale în localitatea Turți, după ce în zonă s-au făcut lucrări la sistemul de canalizare. Disperați, oamenii au trebuit să părăsească locuințele. Autoritățile încearcă să remedieze situația. Despre ce s-a întâmplat acolo? Stăm de vorbă acum cu prefectul județului, Radu Roca. Bună ziua! Să rămână! Bună dimineața, bună ziua! Vă rog să ne lămuriți, domnule prefect, ce s-a întâmplat acolo, de ce și din cauza cui s-a ajuns la această situație? Deci m-am deplasat ieri, în zilele de ieri, în Turți, la Turți, pentru a analiza situația apărută în zonă, în urma alunecărilor de teren ce au afectat 4 case de pe strada Dâmbeni. La fața locului m-am deplasat cu domnul primar al comunei Turți, cu directorul APA Serv Satu Mare, Ioan Leiter, și cu domnul inginer Angel Bustan de la Inspecția de Stat în Construcții Satu Mare. În zonă, într-adevăr, se efectuează lucrări de extindere a rețelei de apă și canalizare din comună. Am cerut de îndată întrunirea imediată a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în care să facă o evaluare a pagubelor la gospodările afectate de pe acea stradă, iar situația să ne fie raportată cât mai repede nouă și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ca apoi să se intervină pentru consolidarea caselor cu probleme. Acum am cerut că cine-i de vină sau din ce cauză. Eu pot să spun că din cauza ploilor din ultima perioadă, precum și lucrurile ce se fac în zona respectivă, pot fi factori determinanți să producă această alunecare de teren. În pasul următor, după ce ne vor depune acest raport al evaluării pagubelor, se întrunește comisia de la prefectură și Consiliul Județean și se face o expertiză să vedem din ce cauză și cine este de vină. Dar primarul urmează să intervină pentru consolidarea caselor cu probleme. Ce se întâmplă cu localnicii care sunt păcubiți? Vedem și noi cum arată casele, vă rog. Corect. Chiar am discutat cu domnul primar. Din cele 5 case, 5 gospodării afectate, o familie, potrivit primarului, că am discutat cu el în cursul zilei de serii, s-a eliberat și s-a dus la rudenii ca să se cazeze, să nopteze, pentru că casa, care au arătat și pe ecran, nu asigură siguranța prezenței umane în acea casă. Restul celor 3-4 gospodări afectate au alte spații de cazare unde pot să stea și să locuiască. M-am deplasat chiar la fața locului să le văd.